Persoanele fizice și firmele vor putea solicita fiscului și direcțiilor de specialitate din finanțe care stabilesc obligații de plată printr-o cerere scrisă să li se amâne sau anuleze plata penalităților de întârziere și dobânzilor aferente datoriilor la bugetul de stat până la 30 septembrie. Guvernul a aprobat prin ordonanța numărul 44/2015 posibilitatea de anulare a penalităților de întârziere, precum și unei cote de 54,2% din dobânzi pentru toți contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică care datorează obligațiile de plată la bugetul general consolidat, fără nicio discriminare dacă îndeplinesc condiții impuse de lege. Adoptarea acestor măsuri a avut ca scop în principal creșterea economică prin sprijinirea contribuabilor aflați în dificultate și care nu au fost în măsură să acceseze o eșalonare la plata obligațiilor fiscale restante. Astfel, persoanele fizice și firmele care aveau la 30 septembrie datorii la bugetul de stat vor fi scutite de penalitățile de întârziere dacă achită obligațiile principale de plată până pe 31 martie 2016. Totodată, aceștia vor beneficia de amânarea la plata obligațiilor de plată accesorii până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor până la 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică fiscul. În categoria obligațiilor de plată accesorii vizate intră penalitățile de întârziere, o cotă de 54,2% din dobânzi și o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabil până la data intrării în vigoare a unei legi din 2011 care modifică și completează ordonanța privind codul de procedură fiscală.